Gloria lui Dumnezeu, pace și bine ați venit la biserică în această dimineață. Mă bucur să vă văd, vreau să vă invit să vă ridicați în picioare și ca și oameni creștini, ca și oameni pocăiți, una dintre cea mai mare și cea mai importantă rugăciune pe care am putea avea este să ne rugăm să fim ca și Isus, să umblăm ca și Isus în pribegia noastră pe acest pământ. Vă invit să cântați din toată inima împreună cu noi. Să faci din mine ce dorești.
Frați și surori, suntem fericiți înaintea Domnului pentru încă o dimineață pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și mă gândesc că noi care suntem la casa Domnului, la casa de adunare, noi avem motive să fim fericiți. Dacă suntem fericiți sau nu, eu cred că depinde de fiecare dintre noi. Dar, dragii mei, uitându-mă la contextul care există în lume, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în Ucraina, la ceea ce se întâmplă între poporul Israel și cel palestinian, și nu ne sunt străini aceste vești, și totuși, dragii mei, haideți să ne gândim la noi, pentru că suntem în cele mai bune condiții de viață, suntem în casa lui Dumnezeu și aș vrea din toată inima ca să spunem, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului și să citesc psalmul rânduit pentru timpul de rugăciune care se află scris la pagina 610, psalmul 98, un psalm care conține 9 versete. Deci psalmul 98. Cuvântul începe și spune astfel: cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu arfa, cu arfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului Domnului. Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții, înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Dragii mei, un psalm frumos. Acum, înainte de a face o rugăciune, eu nu vreau să trec în acest psalm, doar vreau să spun că Domnul ne îndeamnă pe noi să avem o inimă bună, să avem o minte înțeleaptă, să răscumpărăm vremea pe care o trăim și o avem și să venim înaintea Lui cu laude, cu mulțumire, pentru că ne-a făcut foarte mult bine. Eu mă uit la viața mea și m-am gândit zilele acestea, dragii mei, cu ce am fost noi mai buni? Sau cu ce suntem noi mai buni ca alți oameni care suferă atât de mult? Și mă gândesc, știu că necazul vine pe pământ și va veni o vreme poate și pentru America. Nu știm ce se va întâmpla în viitor, dar ceea ce știu, dragii mei, că în ziua de astăzi noi suntem în casa lui Dumnezeu. Știu că avem probleme, știu că ne confruntăm cu multe lucruri, dar mai știu un lucru. Dacă noi reușim să venim înaintea lui Dumnezeu, încă în această dimineață de la început, și să venim și să-i mulțumim într-un mod aparte în prima parte a rugăciunii. Și dumneavoastră aveți motive de rugăciune și eu nu vreau să le menționez, pentru că fiecare, la modul personal, știm cât bine ne-a făcut Domnul. În a doua parte a rugăciunii, dragii mei, ne uităm la noi, suntem oameni, greșim. Și știu că înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să venim cu o inimă bună, cu o inimă curată, în sfințenie, în curățenie, cu puritate. Aș vrea din toată inima ca în a doua parte a rugăciunii să ne rugăm Domnului să ne ierte de orice gând răsleț, de orice atitudine a inimii, dragii mei, care le-am numit poate lucruri simple, să ne ierte de orice cuvânt nefolositor ieșit din gura noastră, să ne ierte de orice atitudine, de orice stare mai mică sau mai mare, pentru ca în această dimineață și în această după-amiază, când vom veni din nou la casa Domnului, să putem să ne bucurăm, să fim oameni care să avem mulțumirea în inimă și fiind oameni mulțumitori, să lăudăm pe Dumnezeu. Aș vrea să intrăm în această rugăciune și mă rog ca Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin.
Vă rog cu respect să vă reocupați locurile și timpul de închinare va continua. Praise be to our God. Amen. What a day, what a glorious day we have sung. And it seems to fit the attitude and the voices and the words of the psalm. And I'd like to reread the first three verses for our next prayer of Psalm 98. And it says the following:
Oh, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have gained him the victory. The Lord has made known his salvation, his righteousness he has revealed in the sight of nations. He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Amen. My dear brothers and sisters, I was thinking, and I was actually speaking with my wife this morning, as it's kind of strange how in this day and age with AI and all these analytics, if you will, you go on YouTube and you put a Christian song, whether in my case Romanian or English, and then it'll say these videos or, you know, other videos like a music video or song, you know, we recommend for you. And they have one song, and they have about 5, 6, 10 prophetic messages, the war in Israel with Hamas and the Bible. And it's kind of interesting. It's like, well, I wasn't looking in that. I was just looking for a song. And the song doesn't even match the text. And I see how essentially the devil is trying to take away my attention, your attention. And I want us to pray in this prayer that we have our eyes fixed on Jesus. Amen. I think more than anything is, it should not be the fear as now it's creeping up on the whole face of the earth and as believers. I mean, my brother called me the other day and he goes, oh, did you hear what happened? You're reading the news. You know, I truly believe the end is coming. Well, the true question is not for you to know all the dates and the events that's going to happen, though the Bible does give us an indication. But the real question is, am I and are you ready to meet our Lord Jesus Christ? Have you set your eyes on Jesus? Have you made Jesus the center of your focus, of your efforts, of your energy every single day of your life? And then if so, that day of coming, that day of judgment will not come as a fear for you. But it will be when the night is over and the morning is coming, and you will lift up your eyes and your face and you say, behold, our Lord Jesus Christ is coming in glory. Hallelujah. It should be an attitude of Jesus is coming and I am happy finally. And as the song we have sung, it brings my thought to the passage in Job where Job tells in the book of Job, but I know that my Redeemer lives and I shall see him on that day. Hallelujah. This is the attitude of the believer. This is the attitude of the Christian. And while we are here pilgrims on earth, and while we are to walk through here, while we're going out through trials and tribulations, and we can say the great tribulation is upon us, my dear believer, do not look at the storm of how great the storm is, but look at how great our God is. Greater than any storm, than any darkness, is the light of light, and that is our Lord Jesus Christ, praised be to his name. The text tells us that he has revealed his righteousness to the world. And my mind also goes that it says that the end will not come until the gospel of Jesus Christ is preached to the ends of the earth. And in this prayer, I want us to come before God as well and to pray for the governments and for nations. There are still nations, there are still groups of people, tribes that have not heard the good news that Jesus Christ has come to save. But if you're a believer, my dear brother and sister, rejoice. Rejoice that your name is written in the book of life. Rejoice that there is hope in you. Rejoice that there is an everlasting hope. And your life is not done here on earth. I truly believe that what's happening now, and we see the signs of the end times, is nothing more than for God to prepare my heart and your heart, dear brother and sister, to detach ourselves from earth and to have our eyes and perspective onto eternity. Jesus is coming. This is the truth. And oh, I pray each one of our hearts can say, Maranatha, come, Lord Jesus. I pray this is the attitude of believers. Come, Lord Jesus. Lord, we see what is happening. We pray for peace. And while we're here at Pilgrims, let us pray for nations and for governments, because our prosperity, our times of peace is dependent on them. We don't know how much time we still have to gather in peace and in freedom at a house of worship. Let us pray that God will extend that time and let us be fruitful in that time. Amen? And let us also pray for those who are in government. They may be few. I still believe there are men and women that are fearful of God, and they have the fear of the Lord in their hearts, that God will protect them, amen? While there always seem to be a minority by the masses, any person with God is a majority, amen?
The Bible tells us for a man pleasing before God, he gives even nations. From one man pleasing before God, he'll turn upside down a whole nation because anyone with God is a majority. And therefore, have faith here this morning, dear brother and sister, that God can do the impossible. That God could raise up men and women that would stand for believers and stand for the gospel and the principles of the Bible. Amen? Those in Congress, those at the White House, that God will bring the fear of the Lord in their hearts. And they will know there is a God in heaven and he rules, not man. Amen? Amen. We are not called to bow down and to worship man, but to worship Almighty God. Let us please stand for this prayer. And the first part to pray, Lord, captivate our eyes. May our eyes be fixed on you and to have the joy of salvation within our hearts. And the second part of the prayer is that, Lord, bless those in government. Give them wisdom and the fear of the Lord upon them. That decisions being made that impacts millions of lives will be according to the will of God. As we stand, we pray, amen.
You may be seated and the service shall continue.
Glorie Domnului. Versetul 4 spune așa: strigați de bucurie către Domnul cu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului. Chiuiți, strigați și cântați laude. Înțelegeți dumneavoastră cuvintele acestea? Chiuiți, adică o bucurie nespusă. Aceasta înseamnă și cu strigăte, cu bucurii nespuse. Și e chemată întreaga natură să se bucure și să laude pe Dumnezeul nostru. Psalmul 9 și versetul 1-2 spune așa: voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Și aceasta dorește Domnul. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalt. Acesta e Dumnezeul nostru. Frații mei, realizăm noi că noi, Domnul Dumnezeu ne-a înfiat în familia Sa. Realizăm noi că noi avem numele scris în ceruri. Și aceasta trebuie să fie cel mai important lucru în viață. Înaintea business-ului, înaintea orice, să fim foarte siguri că avem numele scris în ceruri. Nu este un prilej de bucurie, dragii mei, frați și surori. Am mereu în imagine o biserică în care toți frații erau în picioare și surorile cu caietele așa, ținea sus caietele și cântau cu toată inima și curgeau lacrimi din ochii lor, întreagă biserică. Imaginați-vă că vedeți asta aici. Așa se face, frații noștri, ca Dumnezeul nostru să nu mai poată de bucurie când privește spre adunarea noastră. Amin. Amin, să spunem din toată inima. Dragii noștri, totuși cuvântul Domnului, mai mult ca oricând în vremuri ca acestea, ne spune așa: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Văd mereu și mereu și îmi pare rău că duc cu mine durerea aceasta. Diavolul fură atenția, fură chiar și timpul de rugăciune și ne dă alte preocupări. Auziți, Biblia ne arată, ne vorbește printre altele despre bogatul și cerșetorul de la poarta lui, dar eu folosesc alte cuvinte care un scriitor le spune și zice așa: că un suflet nenorocit, adică bogatul, a învățat școala rugăciunii după ce a sosit el în iad. Și a cerut ușurare pentru salvarea lui și a fost refuzat acolo. A cerut ca un cercetător să-i avertizeze frații, să n-ajungă și ei acolo, a fost refuzat. S-a rugat unui om lui Avram. El nu putea să vadă fața lui Dumnezeu. De acum el era sigur, frații mei, că nu mai avea nicio nădejde. Fără rugăciune pe pământ. Neascultat în iad. El suferă veșnic pentru că a învățat să se roage prea târziu. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. A învățat să se roage prea târziu. Și cuvântul Domnului ne spune așa în Psalmul 32: de aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Când e vremea potrivită? Acum. Și acum gândim la Daniel. Daniel a ales mai degrabă să aleagă o noapte în groapa cu lei decât să se lipsească de o zi de rugăciune. Ne gândim noi serios la lucrurile astea, tineri dragi. Daniel a ales mai bine să petreacă o noapte în groapa cu lei decât să se lipsească de o zi de rugăciune. Doamne, trezește biserica noastră zile ca acestea, să ne dăruim rugăciune, frații noștri. Apoi un alt gând, sunt acestea două gânduri, să continuăm să lăudăm și să ne bucurăm înaintea Lui, să veghem în vederea rugăciunii. Și un alt gând, spune Psalmul 34, versetul 5-6: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude! Subliniez cuvântul acesta. Domnul aude! Adică El aude și ceea ce nu se aude. Vede și ceea ce nu se vede. Auzit strigătele poporului în Egipt, gemetele lor, le auzi. Dar am mai auzit ceva. Auzit strigătul sângelului Abel
din pământ. Scumpii mei frați și surori, Ilie a auzit vuietul furtunii după 3 ani și jumătate de secetă. Dar așa cum el a auzit lucrurile acestea, el aude rugăciunea ta pe care o faci în taină pentru copiii tăi sau pentru soțul sau soția ta. Strigătul acesta, rugăciune, care numai tu știi, bazați, frații mei, pe credincioșia lui Dumnezeu, pe faptul că el aude și știe și cunoaște, o să ne rugăm pentru cauzele noastre ziua de astăzi și aducem astfel înaintea dumneavoastră dorințe de rugăciuni pe tata fratelui Alex, pe nume Vasile, încă e bolnav. După apoi, familiile din biserica noastră au suferit destul de mult și încă poate unii mai suferă o boală care s-a răspândit așa. Să ne rugăm pentru familie bolnave din biserică. Apoi Cosmin și că vedeți nu sunt aici, ei sunt în drum în momente ca acestea spre Michigan, un eveniment deosebit acolo, să-i însuțim în rugăciunile noastre, Domnul să-i păzească. De asemenea ne rugăm pentru fratelui Gabe pe nume Augustin, tare bolnav. Haideți să-i aducem în rugăciune, Augustin. Apoi pentru familia David Petre, care trebuie să se întoarcă zilele următoare din România. Mâna bună a Domnului să fie peste el. Dacă mai sunt și alte cereri, așa cum am spus, Domnul aude, Domnul cunoaște și vede tot ce nu se vede. Credeți lucrul acesta. Haideți să ne apropiem cu credință, cu credincioșie față, deci cu multă credință. Dacă sunt și alte cereri, vă rog printr-o ridicare de mână. Frații mei, dragi și scumpi, nu uităm de frații noștri care conduc rocuri. Ia mereu pe inimă să ne rugăm și pentru ei. Mergem pe genunchi și ne rugăm Domnului.
Dragii mei, dăm slavă Domnului pentru un timp frumos de rugăciune pe care l-am avut și aș vrea ca înainte de a intra în serviciul divin, în continuare, să menționez câteva lucruri. Copiii care au ieșit sâmbătă la Denver Downs Farm, fratele Samuel Bacoșcă, echipa de slujire, părinții care au fost acolo, copiii, am înțeles că a fost o reușită și aș vrea din toată inima să mulțumim tuturor care v-ați adus aportul și ne bucurăm din toată inima că lucrurile au mers, am înțeles foarte bine. Domnul să-i binecuvinteze pe copiii de la școala duminicală. Apoi, dragii mei, în biserica noastră ne bucurăm întotdeauna când avem frați musafiri și aș vrea ca Domnul să binecuvânteze pe fratele Sidor Maftei, știu că soția dânsului a venit mai devreme cu ceva timp și aș ruga să vă ridicați în picioare. Domnul Iisus, soția dumneavoastră nu e aici? Acolo. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, ne rugăm ca Domnul să vă dea un timp binecuvântat împreună cu cei dragi din familie și împreună cu Biserica Emanuel și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă rog să vă reocupați locurile. Fratele va sluji la timpul potrivit. Am înțeles că ei sunt părinții surorilor Nadia și Inesa, pe care noi le apreciem, familia acestea două, ne bucurăm, dragii mei, și Domnul Iisus să vă binecuvinteze. În continuare avem pe fratele Dragomir Timotei și sora Dorina din Atlanta, de la Georgia. Vă spunem un bun venit, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, apreciem că ați venit împreună cu noi. Am uitat să spun, dacă aveți un salut, dumneavoastră acum și după aia, frații, aveți un salut cumva? Noi ne bucurăm să fim în prima dată când suntem în biserica și ne bucurăm să fim în prima dată. Slavă Domnului! Domnul să vă binecuvinte! Amin! Doamne ajută-ne! Domnul să vă binecuvinteze! Frate Sidor, aveți un cuvânt de salut? Știu că veți avea o cântare. Aveți un cuvânt de salut? Amin, amin. Dacă în biserică mai avem pe cineva care este pentru prima dată și nu avem cunoștință, am vrea să ne faceți un semn. Dragii mei, nu mai avem pe nimeni. Aș vrea din toată inima mea ca Domnul să ne binecuvinteze împreună împărtășia pe care o avem în această zi. Domnul să ne binecuvinteze și numele Domnului să fie slăvit. Amin. Palma ta, noi nu dorim.
de tine, Doamne, să ne alipim, căci ești cu noi în fiecare clipă. Iubirea ta la orice pas noi o simțim. Și acum venim să-ți mulțumim, Iisuse.
Ne cheamă Dumnezeu pe toți la lucru sfânt în via Lui. Veniți-ați tineri să lucrați, se aud clar pașii Domnului. Ațipesc și rătăcesc pe drumul greu, dar toți cei ce te părăsesc rămân străini fără Dumnezeu. Vine cu mărire așteptarea sa. Vino, Doamne Iisus, strigă mântuiții, ție îți cântăm, aleluia, ție îți cântăm, aleluia. Așteptăm, e pe înserat, curând va răsări frumos luceafărul cel minunat, slăvitul Domn Iisus Hristos. Vine cu mărire, așteptarea sa. Vino, Doamne Iisus, strigă mântuiții, ție-ți cântăm, aleluia. Vine cu mărire pentru răsplătire, privegheați în așteptarea sa. Slăvit să fie Domnul Iisus! Am o deosebită bucurie în această dimineață ca să predic din urma cântării fratelui Sidor. Cred că majoritatea nu cunoașteți lucrul acesta, dar mulți ani de zile împreună am umblat la evanghelizări în biserici, împreună cu fratele Sidor și Valerii, și m-am bucurat să-l întâlnesc aici în America. Domnul să-l binecuvinteze pe el și familia lui și pe fratele Valerii și pe toți cei care lăudați pe Domnul. Și mai am o deosebită binecuvântare pentru toți cei care aveți slujba să stați la stație, acolo în spate. Săptămâna aceasta am avut o bucurie deosebită ca să ascult transmiterea live de la Biserica Emanuel și mesajul care l-a avut fratele Gabriel. Și am zis, ce binecuvântare este ca o biserică să aibă aceste transmisii live. Din 2008, când s-a format Biserica Betania din Portland, Oregon, am fost involvat și eu cu frații de la video și de la audio și de la proiector. Și aveam două camere așa mari de jumătate de metru, dacă nu de un metru, se chemau Canon XCJ1, și apoi de pe casete transformam pe digital
Era o lucrare foarte, foarte grea, foarte lua timp, dar în felul acesta toate slujbele bisericii din 2008 până în anul 2023 sunt înregistrate, să zic așa, în măsură 97-98%, doar câteva nu le avem. Și a fost o mare bucurie pentru frații care conduc trocurile, pentru cei în călătorie. Deci am o binecuvântare pentru voi, Domnul să vă binecuvinteze. Slujba lor, de multe ori, știți când se observă? Când șuieră un microfon, când cineva nu schimbă la timp slide-urile, le observăm greșalele, dar hai să observăm și lucrurile bune și să dăm o binecuvântare. Frați și surori, în această dimineață am un cuvânt din partea Domnului din Cartea 1 Corinteni, capitolul 9. Dacă vreți, haideți să ridicăm în picioare. Vreau să citesc 18 versete din 1 Corinteni, capitolul 9. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel căci cine are trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să trăiere cu nădejde dacă va avea parte de parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evanghelia lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dar dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac din silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că până aici ne-ai vorbit și îți mulțumim pentru că cuvântul Tău este viu și lucrător. Ne-ai vorbit prin cântări și prin îndemnul la rugăciune. Vorbește-ne și în continuare prin cuvântul acesta și lasă ca să ne schimbe, să ne transforme, să ne zidească și în toate lucrurile să fie slava Ta între noi, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Frați și surori, cu ajutorul Domnului, începând de anul trecut, am început un studiu biblic pe 1 Corinteni cu Biserica Betania din Portland încă și 1 Corinteni este o carte care ne descrie Biserica Domnului. De fapt, majoritatea problemelor bisericii ne sunt descrise în 1 Corinteni. Este cartea foarte frumoasă, foarte complicată de multe ori, foarte grea, dar totodată este pentru biserică. Și am început această, să zic așa, această lucrare și am avut 20 de lecții cu Biserica Betania și fiindcă am venit aici în South Carolina la Biserica Emanuel,
unde vreau să slujesc alături de frații păstori, de frații slujitori, am hotărât și am vorbit împreună cu fratele Cosmin ca să nu mă întorc înapoi de la lecția 1, ci să merg mai departe de la lecția 21. Deci 20 de lecții le-am avut acolo. Cei care sunteți interesați să le ascultați, să le urmăriți, le găsiți pe canalul de YouTube al Bisericii Betania, pus într-un playlist, Studiu Biblic pe Corinteni. Printre cele 20 de lecții am discutat despre chemarea și beneficiile Sfințeniei, o chemare la unitate, apoi înțelepciunea lui Dumnezeu, evaluarea lucrării și slujirii noastre, apoi am discutat despre cei lumești și cei desăvârșiți, apoi despre cei firești și cei duhovnicești, apoi care este hrana ta spirituală. Dacă nu mă înșel, am repetat-o și aici în Biserica Emanuel când am fost în vizită. Apoi despre testarea focului, capitolul 3, apoi despre două avertizări și o promisiune, apoi capitolul 5 am trecut la administrând tainele lui Dumnezeu, apoi în centrul atenției tuturor, puterea exemplului personal, procesul de disciplinare din biserică, Hristos Paștele nostru, apoi relația cu creștinii falși, apoi lecția 16 a fost cele trei promisiuni mărețe, cele trei lucruri importante despre trupurile noastre, despre deci căsătorie și celibat, a fost lecția 18, capitolul 7, care este un capitol mare, care am avut partea 1 și partea 2, și ultima lecție care am avut-o la Biserica Betania pe data de 28 august anul acesta a fost din capitolul 8 despre libertatea creștină. Și astăzi este capitolul 9 despre drepturile și răsplata slujitorului. Nu ne-am vorbit între noi, frați predicatori de aici de la Emanuel, dar am observat că Duhul Domnului ne-a călăuzit în direcția de a fi mai darnici. Și cred că nu este la voia întâmplării. Duminica trecută s-a vorbit despre fratele Vlad, a vorbit despre milostenie. A fost o predică foarte bună și fratele Gabriel a vorbit miercuri despre un slujitor fără compromis și a atins și câteva lucruri din 1 Corinteni, capitolul 9. Și astăzi, uitați-vă, suntem aici. Cred că mai este loc să ne îndreptăm în privința aceasta. Și pe undeva îl onorăm pe Dumnezeu și cu banii noștri, să știți. Dumnezeu e Cel care se uită nu numai la evlavia ta și la rugăciunea ta și la faptul că vii la adunare. Dumnezeu se uită și la cât pui tu pentru El. El a văzut pe cea văduvă care a dat doi bănuți. Și în ochii Lui, El a văzut că a dat tot ce a avut. Și Dumnezeu a apreciat. De aceea, haideți să ne uităm în acest capitol. Nu va fi numai despre dărnicie, vom discuta și altele lucruri. Vrem să discutăm în general patru lucruri. Primul, vom vorbi despre drepturile date de Dumnezeu slujitorilor Săi. A doilea rând, vom vorbi despre drepturile date de biserică slujitorilor Săi. Apoi vom vorbi despre dreptul de a nu te folosi de drepturi. Avem și dreptul acesta. Și ultimul lucru, vom vorbi despre răsplata slujitorului lui Dumnezeu. Frați și surori, trăim într-o vreme când toți își cer drepturile, nu-i așa? Toți își cer drepturile și atunci când cineva se socoate că este nedreptățit, că nu este tolerat și imediat se ajunge la curțile de judecată până la Curtea Supremă, toți își cer drepturile. Și în această dimineață să ne uităm în mod special la drepturile și la slujirea slujitorilor lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că fac o slujire nu numai înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Și noi ca biserică, fiecare din noi, avem chemarea la o slujbă. Este important ca să-ți o găsești, rolul tău și locul tău în biserică, ca apoi Dumnezeu să te cheme pe nume și să spună, vino, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucurie, Stăpânului. Să ne ajute Domnul aceasta, ca să putem primi răsplată. Deci haideți să ne uităm la primul verset. Dacă ați observa, capitolul acesta are foarte multe întrebări. Este, am putea numi, capitolul întrebărilor. Nu le-am numărat exact, dar cu siguranță sunt mai mult decât o întrebare pentru fiecare versete. Deci sunt peste 20 de întrebări, cel puțin. Și primul verset chiar ne vorbește despre patru lucruri care Pavel se întreabă și la care răspundem eventual. Deci se răspunde cu întrebarea da. Pavel cere un răspuns cu da. El întâi spune, nu sunt eu slobod?
Da, cu alte cuvinte, sunt slobod. Vreau să vă spun că Dumnezeu a dat 4 drepturi, 4 privilegii mari slujitorilor săi. În primul rând este slobozenia, este libertatea. Și niciun slujitor al lui Dumnezeu nu trebuie să fie constrâns să facă slujba lui. Odată ce un slujitor este constrâns, nu este liber să facă lucrarea lui pentru Domnul, indiferent de motive personale, de familie sau ale bisericii, el nu va putea să o facă. Pentru că Dumnezeu vrea ca să-i faci lucrarea lui de bună voie. Slobod. Nu am timp să discut, fratele Gabriel a vorbit foarte bine despre un slujitor fără compromis, când a vorbit din 1 Timotei, capitolul 5, despre prezbiteri. Dar vreau să ne întoarcem la 1 Petru, capitolul 5, unde aici apostolul Petru, de data aceasta, sfătuiește pe prezbiteri câteva lucruri. Spune așa, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită. Și uitați ce spune aici Petru, ce sfaturi dă. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Și urmează 3 nu-uri. No, no, no. În rusă, niet, niet, niet. Da? Gata, nu se poate. 3 lucruri care nu le poate face un păstor. Primul rând, nu de silă, ci cum? Ci de bunăvoie. Poate cineva să facă o lucrare de silă? Da, s-ar putea. Dar n-ar fi de niciun folos, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu cred că pe cineva îi atrage salariul păstorilor, pentru că nu e așa de mare, chiar dacă vă uitați la nivelul de aici în America, dar dacă cumva pe cineva îl atrage, că uite, uite ce mașină conduce păstorul, ori ce casă are și uite ce salariu, să știți că e un câștig mârșav și nu este după voia Domnului. Așa că o paranteză zic, de totdeauna va fi vinovat păstorul. Dacă va avea mașină veche, va spune, Doamne, ce fel de păstor? Nu umblă cu mașină, cu un Ford din ăsta? Dar dacă va umbla cu ultimul Mercedes, va spune, cum? El păstorul să umble așa? Dacă va avea casă, va trăi la apartament, va spune, cum? El la apartament? Dacă avea casă mare, cum el cu casă mare? Și permanent va fi în ținta tuturor. Am avut o predică în ținta tuturor și am vorbit despre lucrurile acestea. De aceea, vreau să vă spun că niciodată nu-i vei mulțumi pe oameni. Și Pavel la un moment dat va spune cât despre mine, puțin îmi pasă dacă sunt judecat de un scaun omenesc de judecată. Și am numit lucrul acesta scaunul omenesc de judecată gura lumii. Gura lumii nu poți ca să o stup niciodată. Dar ca o paranteză zic aici, deci nu, păstori în general nu sunt, poate sunt unii doar, așa, bogați și vestiți și înstăriți, dar de obicei, frați și surori, i-au dus lipsă și au fost mai, care s-au luptat cu greutăți și cu încercări. Deci nu de silă, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine și al treilea nu. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turme. Asta este o lucrare a unui păstor, ca el să fie exemplu. Să fie exemplu. Rugăciunea mea, când am fost ordinat ca și păstor în 2017, am spus, Doamne, vreau ca să fiu exemplu. Pentru cineva să spună, vreau să fiu ca maică. Și atunci înseamnă că mi-am făcut slujba pe acest pământ. Este această libertate care Dumnezeu ne-o dă să slujim în lucrarea Lui. Nu cu forța, nu cu sila, ci Dumnezeu cheamă pe oameni și cu libertatea aceasta care Dumnezeu ți-o dă să slujești poporului Său. Ce mare lucru! Cuvântul Domnului ne spune în Matei 16:24, Marcu 8:34 și Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea lui, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă voiește. Și astăzi Dumnezeu cheamă oameni în lucrare și Dumnezeu este Cel care dă această libertate. În al doilea rând, Pavel spune aici, nu sunt eu liber, sunt slobod. Nu sunt eu apostol.
Vedeți, a doilea lucru care Dumnezeu dă slujitorilor lui, le dă chemarea în lucrare. Și este un lucru foarte important, pentru că fără chemare, fără chemarea lui Dumnezeu, nu poți intra în lucrarea lui Dumnezeu. Eu am obiceiul să spun că sunt trei ceuri, trei condiții pentru a intra în lucrarea Domnului. Fie lucrare de diacon sau de ușier, sau de, dar mai ales lucrare de păstor. În primul rând trebuie să ai primul ce, chemarea, chemarea de la Domnul. Fără chemare de la Domnul, un om fără chemare va distruge lucrarea Domnului, va risipi, va face dezbinare în biserică și așa mai departe, pentru că el nu va urmări planurile lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, ci planurile lui, scopurile lui. Și el va distruge. Chemarea lui Dumnezeu, în al doilea rând, este caracterul. Caracter, trebuie să ai caracter de păstor, caracter de slujitor. Și sunt aceste condiții care ne sunt descrise. Să nu fie bătăuș, să nu fie băutor de vin, să fie bărbatul unei neveste și așa mai departe. Nu oricine se califică pentru aceste lucrări importante în biserică. De ce trebuie să ai caracter? Caracter, o inimă de păstor. Timp de 6 ani și jumătate, să zic, ca păstor, și e un timp relativ scurt. Dar am văzut oameni care n-au avut inimă de păstor. De multe ori au venit la mine și au spus: frate Mike, de ce nu-i dai afară pe cutare, pe cutare, pe cutare? Și sunt unii care i-ar da pe toți afară. Poate ar rămâne numai el cu soția, poate și pe soție i-ar da afară. Sunt unii așa de sfințe, dau. Și ce îmi spune lucrul acesta? Că n-au inimă de păstor. Să știi să crezi. N-au ajuns încă la statura de om mare, de părinte. Că și asta a învățat în Corint. Că erau unii copilărești, se hrăneau cu lapte. Nu puteau să creadă. Să dea crezare unuia care a căzut. Care să-i întindă o mână de ajutor. Să ai chemare, caracter și al de-al treilea ce? Capacitate. Trebuie să fii în stare să înveți pe alții, spune apostolul Pavel lui Timotei, în 2 Timotei. Încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe. Dacă el iese la învon și nu poate citi în limba română, sau nu, nici în engleză, sau nu poate lega două cuvinte și tot stau cu capul în jos, se gândește, oare când va termina, fratele? Oare când va termina? Oare ce vrea să spună el? Probabil nu are capacitate să fie în acea lucrare. De ce apostolul vorbește aici despre chemarea care a fost dată Domnul? Și în Romani 1:1, și în Corinteni 1:1, și în alte epistole, el va spune lucrul acesta. Pavel, chemat să fie apostol de Domnul Iisus. Și acolo, pe drumul Damascului, s-a produs schimbarea lui, chemarea lui de Domnul. Și chemarea lui a ajuns la cunoștința întregului popor. Știți despre cine se spune lucrul acesta? Chemarea lui a ajuns la cunoștința întregului popor? Despre Samuel. Tânărul Samuel. 1 Samuel 4:1. În 1 Samuel capitolul 3, Dumnezeu îl cheamă pe nume. Și el, după ce răspunde, iată-mă, Dumnezeu vorbește și el înțelege că Dumnezeu l-a chemat pe copil. Și când îi vorbește cuvintele acelea de judecată, știți ce spune el? Da, Dumnezeu a vorbit. Și versetul 1 din capitolul 4, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului popor. Cu alte cuvinte, mai întâi Dumnezeu îl cheamă, apoi el, preotul, marele preot, vede chemarea aceasta în băiat și apoi tot poporul văd că este chemat de Domnul. Dacă tot poporul vede că cineva nu este chemat de Domnul, dar el vrea să fie acolo, e o problemă. Libertatea Dumnezeu ți-o dă, Dumnezeu ți-o dă și chemarea. Nu vreau să vorbesc aici mult despre cuvântul apostolos, înseamnă trimis. Ce este interesant, că Noul Testament vorbește despre cei 12 care au un rol anume, care au văzut pe Domnul, care au fost martori învierii Lui. Pe lângă ei s-au adăugat și Matia, în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, dar îi găsim, de pildă, în Faptele Apostolilor 14:14, pe Barnaba, pomenit ca și apostol,
Îl găsim pe Iacov, fratele Domnului, pomenit ca și apostol, în Galateni 1:19. Deci, cu alte cuvinte, chemarea aceasta de apostol s-a extins în afara celor 12 și eu cred cu tărie că ar putea să fie apostol și astăzi, de ce nu? Pentru că Domnul Hristos este același, ieri și azi și în veci, și darurile Duhului Sfânt nu sunt limitate numai la primul secol, deci nu sunt cesaționist în termeni teologici, ci sunt continuaționist și cred că pe undeva ar putea să fie oameni trimiși de Domnul, cu o lucrare specială, cu o misiune specială. Dar nu este importantă denumirea, pentru că Dumnezeu nu îi cheamă numai apostoli, proroci, păstori, învățători. Dumnezeu cheamă în lucrarea Lui, are o lucrare filurită în biserică. Deci Dumnezeu are o lucrare pentru surori și eu am asistat cu plăcere la o soră care a avut o întâlnire în biserica în care o păstoream cu surorile și am văzut cum o oră și jumătate a ținut o lecție cu ele și toate erau așa cu ochii pe ea, nu-și putea lua ochii. O lucrare care a făcut-o cu foarte frumoasă, foarte biblică, foarte cu smerenie înaintea Domnului și am spus, eu n-aș fi putut să fac acea lucrare. Dar ea a făcut-o. O lucrare cu copiii, o lucrare de rugăciune, cum se spune aici, fratele Nicolae a vorbit despre să fim veghetori în vederea rugăciunii. Sunt diferite lucrări. De ce trebuie să-ți descoperi chemarea în care Dumnezeu te-a chemat și să fii folosit. Apoi, Pavel vorbește cel de-al treilea privilegiu sau drept care îl dă Dumnezeu slujitorilor săi, nu numai slobozenia și chemarea. Și al treilea spune, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru. Ei, și aici intrăm într-o întrebare foarte interesantă, pentru că cu toții știm că Pavel n-a fost parte din cei 12, n-a fost parte părtașa învierii Domnului Iisus, a morții Domnului Iisus, probabil. Dar vedem că din moment ce l-a chemat pe drumul Damascului, Dumnezeu s-a descoperit lui Pavel într-un mod deosebit. Și el va spune mai târziu, vom trece la acea lecție despre cina Domnului, și spune că am primit de la cine? De la Domnul ce v-am învățat. De la Domnul. Ei, cum a primit? Nu știm, în 3 ani care s-a aflat în Arabia, în care toți se temeau de el și până Barnaba a mers și l-a luat și l-a dus în Antiohia. Știm istoria cum s-a întors Pavel la Domnul. Nu știm în ce împrejurări, dar Domnul i-a vorbit într-un mod deosebit. Și în mod deosebit, dacă citiți cartea, deci capitolul 12 din 2 Corinteni, veți vedea acolo că apostolul Pavel vorbește despre cineva care a fost în a treilea cer și vorbește despre sine. Și ca să nu se laude, să nu se umfle de mândrie, ce i-a dat Dumnezeu? I-a dat un țepuș. Deci vedeți două lucruri care se vorbesc în același capitol. Despre vedenile lui, faptul că a văzut lucruri care nu se pot povesti, nu se pot vorbi, nu ar fi vocabular deosebit ca să poți spune lucrurile care le-a văzut în al treilea cer. Și uitați-vă că el tot timpul acolo vorbește despre țepuș. Părerea mea personală, n-aș vrea ca să vă impun nicăieri, ci pentru cei care studiază cuvântul Domnului, îmi place foarte mult să discut întrebări din Biblie, chiar și atunci când sunt cu bărbații sau împreună sau pe Viber undeva, îmi place să discut întrebări și întrebări grele din Biblie. Părerea mea personală la care am ajuns că aceste lucrări, această vedenie a lui Pavel și acest țepuș care a fost dat, s-a întâmplat în a treia sa călătorie misionară când era în Listra. Se spune acolo că au venit niște iudaizatori din Derbe. Și ce a făcut cu apostolul Pavel? L-au scos afară din cetate și l-au împroșcat cu pietre până când au crezut că a murit. Ceea ce putem noi numi lucrul acesta în termeni științifici, o moarte clinică. A retrăit o moarte clinică. Pentru că oamenii, într-adevăr, au văzut că el era mort. Și l-au lăsat acolo, au fugit care și încotro și spune că s-au apropiat ucenicii. Când a venit ucenicii, spune că el ce a făcut? Și a venit în fire. Și în acea clipă, când el era acolo aproape mort, el a văzut pe Domnul. L-a văzut pe Domnul, a fost în a treilea cer. Și tot în același clipă, când pietrele loveau peste el, probabil a lovit undeva pe față. Și a lăsat o cicatrice adâncă. Pentru că cei din Galatea spunea că erați
erați binevoitori și bucuroși să-mi fi dați chiar și ochii. Nu știm unde a fost lovit, ce s-a întâmplat, dar fața lui nu era după cum toată arăta după operațiile plasticele care se fac astăzi, ci era o față probabil disfigurată. Dar apostolii s-au uitat la el și l-au primit ca pe un înger al Domnului. Cu alte cuvinte, dragii mei, atunci când Dumnezeu te cheamă în lucrare, în libertatea aceasta ca să-L slujești, și când te cheamă și te cheamă la o lucrare specială, El îți dă și o relație și o viziune specială. Începi să ai legături cu El, începi să ai descoperiri cu El. Și fiecare Dumnezeu îi dă după puterea Duhului Său, după puterea credinței Lui. Nu toți vor avea aceeași experiență, dar fiecare păstor, vreau să vă spun lucrul acesta, va avea o experiență personală cu Domnul. Vor fi niște lucruri care alții nu le vor ști. Vor fi niște lucruri care nu le vor putea spune, pentru că au fost mărturisiri. Au fost momente grele și alți oameni le vor judeca, dar tu le vei ținea, pentru că tu știi. Tu ai o relație specială cu Domnul. Pe Pavel Dumnezeu l-a luat la treilea cer. Pe Petru l-a luat de mână să umple pe ape. Nu știm fiecare slujitor ce relație are cu Domnul, ce părtășie intimă are cu El, dar El o are. De ce Pavel aici vorbește despre lucrul acesta? Anul acesta, numai așa în trecere vreau să vă spun, înainte cu o săptămână de botezul care a fost la Vancouver Lake, acolo la noi, am avut și eu parte de o asemenea vedenie și când Domnul mi-a arătat răpirea, o parte din răpire, și a fost pe 10 august. Țin minte foarte bine că era ziua de naștere a surorii mele. Și n-aș vrea să spun nimic numai atât, dar după ce am avut această vedenie, această vis, așa de mult mi-a fost să mă uit la pământul acesta ca un pământ care arde, gunoaie, să nu mai pun preț pe nimic din lumea aceasta, pentru că știu ce mă așteaptă dincolo. Și atunci când te lănțuiești de cer, atunci când îl vezi pe El, socotești toate lucrurile ca un gunoi. Atunci când Dumnezeu te cheamă în lucrare, El îți dă lucrările Lui, El îți dă descoperirile Lui și fiecare are o relație personală cu Domnul. Deci când vă apropiați de un frate slujitor, nu-l judecați cu asprime. Pentru că El are o relație cu Domnul. Poate care tu n-ai avut-o. Și dacă vrei să ai un sfat de la cineva, apropie de cineva care are experiență cu Domnul, care nu are numai teorie, dar are și practică, experiență cu Domnul. La fel a fost Pavel aici. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru. Și al patrea întrebare, nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul? Un al patrulea drept sau privilegiu care Dumnezeu îl dă slujitorilor este ca el să însoțească lucrarea și să aducă roadă. Indiferent că e mai mică sau e mai mare, dar el aduce roadă în Domnul. Spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, ca să aduceți rod și roada voastră să rămână. Dacă îl slujești pe Domnul în libertate, cu chemarea care ți-o dat-o și ai o relație personală cu El, neapărat Dumnezeu te va însoți în lucrare cu roadă. Pavel, până să vină la Corint, știți unde merge? Trece prin Atena. Și acolo la Atena, când îi vede pe filozofii epicurieni și stoici, și începe să aducă o prelegere la toate punctele, la nivel filozofic și științific, și vorbește atât de frumos și atât de ridicat. Dar n-a avut mult succes. Nu ni se spune în cuvântul Domnului care fi fost vreodată o biserică în Atena. Nu știu acum, poate fratele Gabriel a fost în Atena, nu știu, poate acum este. Dar pe vremea apostolului Pavel n-a avut succes. Și când vine la Corint, știți ce face el la Corint? Spune că când a venit între voi am fost plin de frică și cu tremur și n-am vrut să știu între voi altceva decât
pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În 2 cu 7 spune lucrul acesta. El în Atena doar în trecere l-a spus, omul cu o mare, dar nici nu i-a pomenit numele și n-a avut succes. Dar când a venit la Corint, a spus, eu nu mai sunt Pavel, care am făcut 3 facultăți, care știu atâtea limbi, care am stat la picioarele Gamaliel, nu. Eu când am venit în Corint, am venit și am vestit cuvântul Domnului plin de putere. Și de aceea s-a format o biserică dinamică, o biserică care Dumnezeu, Domnul Iisus, l-a însoțit în lucrare. Domnul, în 2 Timotei 2 cu 19, spune, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Domnul cunoaște. Deci uitați-vă, aceste 4 privilegii care le dă Dumnezeu slujitorilor Săi. Libertatea, chemarea, relația specială și roada. Dar haideți să ne uităm care drepturi sunt date de biserică pentru slujitorii Săi, pentru că sunt și unele care le dă biserica. Spunea odată John Vernon McGee într-un comentariu aici pe 1 Corinteni 9 despre un predicator din statul Kentucky care îmbla la evangelizare, deci pe anii trecuți, cu un cal și călărea din comune în comune, pe cal mergea și avea un cal foarte frumos, foarte gras, foarte voinic. Și frații l-au întrebat, frate, dar cum se face că calul tău e așa de frumos, dar tu ești așa de slab? Și a spus, eu hrănesc calul, dar voi mă hrăniți pe mine. Așa că a explicat problema. Acum intrăm într-o problemă destul de delicată, pentru că intrăm într-o problemă care e legată de dărnicie, e legată de bani. Am fost într-o biserică oaspete și fratele păstor mi-a spus din timp, mi-a spus deodată, frate, nu te băga la bani, nu te băga la bani. Vorbește despre ce vrei, dar despre bani eu vorbesc în biserică. Și am spus, da, frate, nicio problemă. Atunci când intrăm la bani, o leacă ne doare. Pentru că, știți cum, îi numărăm foarte, foarte ușor. Când mergem la un restaurant, la un restaurant, să zic așa, de la 100 de dolari în sus cu familia, și numărăm foarte greu când intrăm la biserică. Foarte greu. Era un frate mai în vârstă la noi în biserică, care tot timpul dădea un dolar la colectă. Am aici un martor care poate să confirme acest lucru. Este acolo în spate. Și într-o bună zi vine la mine fratele care strângea bani și a spus, frate, mai, ce s-a întâmplat? Că el a dat 100. Și eu, la sfârșitul subii, l-am întrebat. Și a spus, m-am greșit. Aveam una de 100 și una de 1. Și în loc să-i dau pe cea de 1, am dat-o pe cea de 100. Și am spus, frate, oricum Domnul îți primea una. Și i-am dat 100 înapoi. Dar uitați-vă, cam aici suntem. Cam aici suntem cu banii. Și vine Pavel și îi mustră pe corinteni. Știu că biserica Emanuel este o biserică darnică. Este o biserică care investește în lucrarea Domnului. Și nu este cazul. Dar pe undeva poate ar mai trebui și câteva îndreptări, ar fi binevenite. Dar nu este cazul ca și biserica din Corint. Dar biserica din Corint, dragii mei, era o biserică plină de daruri. Spunea la începutul capitolului că nu duce lipsă de niciun dar. Dar era o biserică plină de dezbinări, era o biserică plină de partide și alte probleme și printre altele era o biserică zgârcită. Era o biserică zgârcită. Nu că nu aveau bani. Aveau bani. Nu știu dacă fratele Gabriel poate confirma lucrul acesta sau care a fost în Grecia, că Corintul este o cetate bogată și a fost dintotdeauna. De 2 ori a fost ștearsă de pe fața pământului niște incendii foarte puternice și a fost rezidită din nou. Pentru că era la încheietura de căile comerciale care mergeau pe acolo și jocurile ismice erau la Corint, care deci concurau cu cele de la Atena, jocurile olimpice. Și totodată pe acolo mercenarii care mergeau, puneau pe roți curăbile și traversau acel ism în loc să meargă pe deroata. Și era o comună foarte, o cetate foarte dezvoltată. Numai templul zeiței Diana avea 1000 de preotese. Era una din cele minuni ale lumii zidite pe vremea aceea. Și cu părere de rău, Pavel vine și îi mustră că erau zgârciți. Și nu le spune așa cu rău, dar uitați cum le spune. Vine și ia exemplu.
Versetul 4 începem. Sunt trei lucruri, trei drepturi care trebuia biserica să le acorde lui Pavel și nu i l-a dat. Până la urmă, Pavel nu le-a cerut și nu s-a folosit de ele. Primul, uitați ce spune în versetul 4. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Nu despre faptul întrebarea la general se pune, ci întrebarea se pune, oare n-avea dreptul Pavel ca să fie hrănit, să fie găzduit de biserica din Corint? Răspunsul este da, avea dreptul. Al doilea drept pe care l-avea, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Vedem aici că frații Domnului s-au întors la Domnul și purtau, luau și nevestele cu ei ca să le poarte de grijă. Și era dreptul acesta de a asigura călătoriile misionare. Și Pavel a avut călătorii misionare, purtat din loc în loc, ducea ajutoare. Și el spune, oare n-aș avea și eu dreptul acesta? Ba da. Dreptul de a fi, deci, de a-i se acoperi întreținerea a lui și a familiei, dreptul de a asigura călătoria. Și a treilea drept, spune așa, ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul acesta? Deci, dreptul de a fi sprijinit cu normă întreagă de biserică. Și încă de la bun început, biserica primară a pus lucrarea aceasta la îndemâna Domnului și au început să-i, cuvântul modern, financeze, sponsorizeze sau să le plătească, să-i acopere cheltuielile apostolilor și slujitorilor bisericii. Încă de la început s-a pus lucrul acesta. Mă bucur foarte mult că bisericile, și în mod special bisericile românești, au înțeles lucrul acesta. Pentru că imediat după căderea comunismului, ca unul care a umblat prin biserici adesea și am vizitat și România împreună cu fratele Sidor de aici și Valerii, mulți după atâtea bucurii care mergeai și predicai și cântai, spunea, Domnul să te binecuvânteze, frate, tare bucuroși suntem de voi. Ne rugăm ca Domnul să fie cu voi și atât. Dar frații au și familie, frații au și copii, au și întreținere. Și unul din lucrurile care trebuie să gândească biserica, după modelul Vechiului Testament și după acestea patru exemple care Pavel le dă mai jos, e că trebuie să-și poarte de grijă slujitorii. Și o biserică care nu-și poartă de grijă slujitorii este o biserică imatură spirituală și care n-a înțeles lucrarea lui Dumnezeu. Deci mă rog ca Dumnezeu să ne pună pe inimă lucrarea aceasta. Vrem ca lucrarea să meargă bine în biserică, lucrarea cu tinerii, lucrarea copiii, lucrarea de păstorire și așa mai departe. Haideți să ne gândim la lucrul acesta foarte serios. Pavel aduce patru argumente și el va spune mai jos. Versetul 7. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Dreptul soldatului. Nu e așa? Nu merge soldatul și să gândească de oare ce voi mânca, ce voi îmbrăca. Am înțeles că în războiul acesta din Ucraina, una din condițiile care s-au pus la să-și cumpere singur aceste cămași de antiglonți, care este ridicol. O țară trebuie să aprofizioneze cu lucrul acesta. Nu trebuie soldatul să se gândească, mă duc la război și să nu mă împuște, trebuie să-mi cumpăr și cască și toate astea. Dar de obicei, regula este aceasta. Cine merge la război pe socoteala asta? Nimeni. Cineva poartă de grijă soldatului ce să mănânce dimineața, la amiază, seara, să aibă ce îi trebuie pe câmpul de luptă, așa mai departe. În al doilea exemplu este exemplul fermierului sau agricultorului. Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cu alte cuvinte, îl poți opri pe cineva care lucrează acolo să nu mănânce? Ba da, nu-l poți, pentru că el este rodul lui. Chiar și la aceste iupicuri care mergem noi, da? Mergem noi cu familie noastră să le mai arătăm copiilor cum cresc cireșele și căpșunile și că nu cresc în Ingles și în Lidl, ci cresc pe câmp și îi ducem și noi să vadă. Chiar și acolo nu te oprește nimeni să nu guși din ele, nu? Deci e un lege așa mai naturală. Pavel vorbește despre fermier. Cu alte cuvinte, dacă tu sădești o vie și muncești la ea, ai parte și din rodul ei. Al treilea exemplu ne spune, sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei. Nu e vorba despre păstor aici, despre cioban. Sunt doi termeni diferiți.
Un cioban care este la stână, el nu-l oprește nimeni să mănânce din caș și să bea din lapte și așa mai departe. Și al patrulea exemplu care Pavel dă aici, îl dă din lege. Nu vă învață că și legea lui Moise lucrul acesta. Și ne vorbește că leviții și cu preoții erau întreținuți la templu de către popor din zeciuielile poporului. Și zeciuielile erau din roadele cele mai bune, cele din tâi roade. Cu alte cuvinte, dragii mei, principiul este acesta care vorbește în versetul 14. Și este un verset care aș vrea să ne rămână în memorie. Un verset scurt, dar care este un principiu de bază în acest capitol 9. Tot așa Dumnezeu, Domnul, a rânduit, cuvântul acesta este foarte tare rânduit, adică a dat o lege care să nu fie schimbată, ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dacă veți uita cuvântul acesta rânduit, apare și în Ieremia 31:35, și ca să vedeți ce înseamnă un cuvânt rânduit. Ieremia 31:35 spune, așa vorbește Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea. Cu alte cuvinte, mai poate fi schimbat nimic, nu. Rânduit, rânduiala lui Dumnezeu în biserică este aceasta. Dar aș vrea să trecem la, spune și în Galateni 6:6, repet acest verset, spune, cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Amen. Dar vreau să trecem la al treilea aspect. Deci am văzut despre drepturile care le dă Dumnezeu slujitorilor, libertatea, chemarea, relația personală și răsplata. Am văzut despre drepturile care le dă biserica slujitorilor, cu alte cuvinte să-i poarte de cele necesare lui și familiei, să poarte cheltuielile călătoriilor și să primească o răsplată, o plată întreagă pentru răsplata lui. Trebuie să trecem la treilea punct. Pavel ce spune mai departe? Cu toate că am avut dreptul acesta, ce a făcut el? Nu s-a folosit. În a treilea rând, ai dreptul să nu te folosești de drepturi. Așa ridică o sună, dar ai dreptul să nu te folosești de drepturi. Și Pavel spune că am venit la voi și dacă vă uitați în a doua călătorie, cum vine Pavel la Corint, spune că s-a lipit de Acuila și Priscila, căci aveau aceeași meserie. Care meseria lor? Făceau corturi. Făceau corturi. Și Pavel s-a uitat apoi la biserica aceasta și a văzut că e plină de daruri duhovnicească, dar care este zgârcită, încă este la nivel copilăresc. Și a zis, de la biserica aceasta, dacă cer bani, o să fie un prilej de potecnire, de aceea n-a cerut bani. Nu că n-a fi avut dreptul, a avut. Uitați ce spune mai târziu, în 2 Corinteni, capitolul 11. Ne dă explicarea acestei taine, cum s-a purtat el cu cei din Corint. Și uitați ce spune, versetele 7 și 9 din 2 Corinteni 11. Spune, sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi, spune Apostolul Pavel, ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Și versetul 8 spune, cum a lucrat el? Am despoiat alte biserici, primând de la ei o plată, ca să vă pot sluji vouă. Ei, vedeți? Erau alte biserici din Macedonia, care nu erau așa de bogate ca din Corint, dar fiindcă erau mature, știau că Apostolul Pavel trebuie să meargă cu Evanghelia, și el trebuia să se vestească zi și noapte, să fie involvat în lucrarea Domnului. Și a spus, Pavele, nu te îngriji de pâine, de apă, noi îți purtăm de grijă. Te duci în Corint, dar noi îți purtăm de grijă. Și Pavel spunea, am despoiat, am luat plată dublă de la alții ca să vă slujesc vouă. Ei, cum v-ați simți voi ca biserică? Dacă ar spune cineva, oh, m-au plătit frații din Atlanta ca să vă slujesc vouă aici în South Carolina. Ați avea cumva față? Nu. Ar fi o rușine. Să spună cineva despre o asemenea biserică. Dar Pavel, când i-a văzut că ei erau mici, că erau înguși spiritual, el s-a coborât la nivelul lor.
ca să-i câștige pentru Hristos și ca să nu fie o pricină de poticnire. Ce mare om a fost omul acesta, Pavel. Dintre toți sfinții în Bibliei, parcă când aș vrea să ajung să mă întâlnesc cu ei, vreau să mă întâlnesc cu omul acesta, aș avea atâtea întrebări să-i pun, aș avea atâtea discutat. Un om care a știut să se coboare la nivelul lor, să le vorbească pe limba lor și să nu-i supere, să ridice, să-i spună că ei sunt chemați de Domnul, părtași cu Domnul, sfinți în Hristos. Va pomeni numele acesta că ei sunt sfinți, chemați, puși deoparte, de mai multe ori. Și ei erau cum erau ei, în dezbinări și în partide și în certuri și în probleme. Dar Apostolul Pavel a știut cum să ridice și cum să le slujească. Un lucru care l-am folosit și eu. Am lucrat mai din greu la lucrul meu și n-am luat niciun cent de la biserica care i-am slujit. Pentru că de multe ori ca și slujitor vrei ca să fii liber. Și atunci când vine cineva și numai Dumnezeu știe cât a dat el, dar poate a dat $100 tot anul la biserică. Dar va veni și va spune, o, frate păstor, din banii mei trăiești. Cât de durerose, nu? Pavel a știut să nu se folosească. Pentru că era o biserică imatură. Și când el a lucrat lucrul acesta, el a spus, uitați ce a spus, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, versetul 16. Și versetul 15, dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să vă cer să vă facă, să facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Pentru că Pavel până la urmă s-a uitat la răsplătire. Pavel s-a uitat la răsplătire. Lucru care vorbea fratele Vlad duminica trecută. Și când vorbea despre milostenie, dacă știe stânga ce face dreapta, dacă tu te lauzi cu ceea ce faci înaintea Domnului, cu milostenia ta, dacă tu faci așa ca farisei, trâmbițezi înaintea oamenilor, spune cuvântul Domnului, iată, adevărat, adevărat vă spun, de două ori se repete, amin, amin, adevărat, adevărat vă spun că v-ați luat răsplata. Deci Pavel a zis, nu, eu nu vreau să-mi iau răsplata de la Corinteni, eu vreau să-mi iau răsplata de la Domnul. Că până la urmă, oricare biserică ar ști să răsplătească toate pernele udate ale unui frate păstor. Toate pernele udate de lacrimi. Oricare biserică ar ști să răsplătească toate vizitele care le-a făcut, toate vorbele rele prin care a trecut, toate amenințările și toate problemele. Ar putea cineva să-ți răsplătească? Și dacă ai luat acea răsplată, se merită oare decât să-l aștepți pe marele păstor care să te cheme odată să spună vino, pentru că eu știu cu adevărat să răsplătesc. Până și un pahar de apă. Spune cuvântul Domnului că au venit Petru la Domnul în capitolul 19 din Matei și dă o întrebare grea Domnului, o întrebare adâncă. Spune, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Versetul 27 și versetul 28, Pavel, Domnul Iisus spune, Matei 19 cu 28, Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va veni Fiul omului, pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dragii mei, la aceasta suntem chemați. Suntem chemați ca odată să strălucim ca stelele. Suntem chemați ca odată El să ne cheme pe nume și să ne dea cetățile în primire. Pentru că am fost credincioși în lucrurile mici. El odată ne va da lucrurile mari. Pentru că am fost credincioși în lucrurile care n-au fost ale noastre.
El ne va încredința acestea al nostru. Și odată vă domni cu El în universul acesta. Dar până atunci, haideți să ne facem chemarea noastră de slujitor. Unde ne-a chemat Domnul? Să lucrăm cu credincioșie. Cum se vorbea și miercuri seară. Să fim niște slujitori fără compromis. Să fim niște slujitori care să-L urmăm pe Domnul. Pentru că știm că El ne dă libertatea, chemarea, relația cu El. El ne dă răsplata. Și să slujim bisericii. Să slujim dacă putem cu toată inima. Și Dumnezeu odată ne va chema și ne va da răsplată și să avem o răsplată de plină. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să venim într-o rugăciune în care să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Emanuel, toți slujitorii bisericii, în special pe fratele Cosmin, familia lui, apoi pe fratele Gabriel și pe toți ceilalți frați slujitori, pe toți cei care se ocupă la școala duminicală, cu tineretul, care cântă în față, pe toți cei care se roagă și stau în spărtură pentru biserica aceasta. Dumnezeu să dea izbândă și Dumnezeu să fie la cârma acestei biserici. Doamne, ajută și Doamne, dă izbândă. Amin. Dar Doamne, Dumnezeu nostru... Dragii mei, vă rog cu respect să vă reocupați locurile și avem dorința din toată inima ca fratele Sidor Maftei să ne mai cânte, dacă se poate chiar două cântări și după masă vă rugăm să venim mai pregătit, pentru că am vrea să ne bucurăm împreună, o slujbă frumoasă și cred din toată inima, dragii mei, că este benefică pentru noi. De aceea, frații vor cânta, după aia fratele va avea, dacă poate, chiar două cântări și mă rog ca Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Amin.
Stătea închisă când
Acum privim spre cer sfioși ca într-o oglindă și multe lucruri ni se par de neînțeles. Adesea nedreptatea încearcă să învingă, fiindcă rodul muncii încă n-am cules. Va fi o zi când vom vedea față-față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Suferințe printre oameni, de ce săracii mor de foame printre noi, când unii se desfat în lux și în buibare, pe alții lasă chiar să piară în nevoi. Va fi o zi când vom vedea față-față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Să nu mai fie în lume ură, să fie sfântă armonie printre frați, să nu mai fie aurul închis în gură și robii toți să fie odată dezlegați. Va fi o zi când vom vedea față-față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par. Sodoma, pământul s-a umplut acum de urciuni, dar iată ce a adus păcatul printre oameni, dureri, necaz și nesfârșită mărăciuni. Va fi o zi când vom vedea față-față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări.
Un om avea cu el doi fii în casa părintească. Și iată că într-o zi cel mic se hotărâ în lume să pornească. Iar tatălui i-a zis: dă-mi tot ce mi-ai promis, eu vreau să plec în lume. Sunt mare, pot trăi, știu bine a chipzui, eu plec azi de la tine. Vreau să fiu stăpân pe mine, să petrec viața bine. Deci nu mă ținea, căci eu nu voi mai sta de a sta în casa ta. Deci nu mă ținea, căci eu nu voi mai sta de a sta în casa ta. O, fiul meu, tată i-a zis, tu pleci în țări străine. Și când se va întâmpla să-ți fie viața grea, să-ți amintești de mine. Și dacă s-ar întâmpla să-ți fie viața grea în lumea nedepărtată, atunci când vei veni, odihnă vei găsi în casa părintească. Cât mă doare, fiul meu, când ce apuci pe drumul rău, ia-ți de aici avutul, eu nu te opresc, dar să știi că te iubesc. Ia-ți de aici avutul, eu nu te opresc, dar să știi că te iubesc. Și el a plecat precum a zis în lumea nedepărtată. Și tot avutul sfânt curând l-a risipit în viața cea stricată. Când totul s-a sfârșit, nimic nemai având, atunci o foame mare în țară a venit, din greu era lovit, n-avea nimic mânecare. Strâmturat din cale afară, el era silit să moară. Tare chinuit, el se ca porcar ar fi primit. Tare chinuit, el se văzu silit, ca porcar ar fi primit. El a fi vrut și mult dorea să-și tâmpere doar foamea. Cu roșcovele chiar, dar nu mai rămâneau, mărind și mai mult jalea. Dar iată că într-o zi, deodată se trezi, el își veni în fire.
Nici slugi la tatăl meu n-o duc așa de rău. Ei au belșug de pâine. Eu de dor mă prăpădesc de căminul părintesc. Vreau da chiar acum spre el ca să pornesc, loc de slugă să-mi găsesc. Vreau da chiar acum să pornesc, loc de slugă să-mi găsesc. Și el a zis, mă voi scula să plec în a mea țară. Ah, cât de mult aș vrea și dacă s-ar putea să fiu reprimit iară. A zis și hotărât, spre tatăl a pornit, într-un amurg de seară. Și tatăl nu credea cum fiul lui venea să ajungă acasă iară. Când pe cale el mergea, nici prin gândul nu-i trecea, căci tatăl său cu drag îl aștepta, gata spre a-l întâmpina, căci tatăl său aștepta, gata spre a-l întâmpina. Amin. Scumpii mei frați și surori,